veverițele și iepurașul. Bine ați venit, copii, într-o lume doar a veverițelor. Aici totul este colorat și plin de farmecul pe care îl dau veverițele. O lume zburdalnică, formată dintr-o mare pădure colorată, unde multe veverițe aleargă de colo până colo pentru a găsi ghindă, a se juca sau a învăța ceva nou de la învățătoarea lor. Totul a fost obișnuit în lumea lor până într-o zi când în bătrâna pădure a veverițelor a apărut ceva neobișnuit pentru ele. Și iată cum a fost acea zi. Două veverițe se plimbau ca de obicei prin copaci de la marginea pădurii și iată că într-un colț stătea ghemuit un animal alb, diferit de ele, cu urechi lungi, mustăți alungite și cu o codiță mică, dar pufoasă. De fapt, semăna puțin cu ele, dar nu era la fel. Da, l-au urmărit și au văzut că dacă se apropiau de el, se retrăgea și uneori, dacă simțea că este amenințat, fugea sau nu reacționa în niciun fel. Cele mai mici veverițe nu au vrut să-l primească în lumea lor. Între timp, veverițele au început să construiască o căsuță, însă nu se prea descurcau. Iepurașul le privi de departe. Apoi, încet și sfios, s-a apropiat de ele și a început să le ajute să construiască o căsuță. Veverițele nu mai știau ce să creadă. Dar spune tu acum, iepuraș, cum de ești în lumea veverițelor? Păi, deși eu eram mai mult singur, într-o zi am văzut niște veverițe care încercau să-și facă o căsuță și atunci am ales să le ajut. Una dintre veverițe nu avea atâta răbdare cu iepurașul, dar după ce au terminat, ea și-a chemat toată clasa de veverițe. De atunci se înțeleg foarte bine. Iepurașul le ajută să-și construiască locuințe, iar ele sunt mereu alături de el. Acum sunt cu toții fericiți. Da, ne ajutăm unul pe celălalt. Am învățat că lumea noastră nu este completă fără iepurași. Morală. Chiar dacă uneori întâlnim copii diferiți de noi, nu trebuie să le vorbim urât sau să nu ne jucăm cu ei. Să nu uităm că pentru a fi fericiți, trebuie să ne ajutăm unul pe celălalt. Poate unii dintre noi sunt mai retrași, alții vorbesc mai puțin, plâng sau citesc mai greu. Să învățăm să creăm lumea noastră în care fiecare are locul lui și este important pentru că doar atunci va fi o lume completă.